În această duminică frumoasă, când sunt organizate o serie de manifestări la Feleagu, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: Domnul Iisus Hristos, misionarul absolut, ne trimite și pe noi să fim misionari cu activitatea și cu rugăciunea. Era perioada când Domnul Hristos și-a ales ucenicii și i-a pus la lucrare. Am auzit din Evanghelie. Mai mult, în duminica aceasta ne aducem aminte nu numai de chemarea celor 12 apostoli, ci și de faptul că, inclusiv în neamul nostru românesc, au fost mulți sfinți ai lui Dumnezeu. Deci la toate acestea, gândindu-ne, cuvântul nostru de învățătură îl intitulem misionari cu activitatea și cu rugăciunea. Ne pune uneori întrebarea: dacă noi, prin activismul nostru, prin rugăciunea noastră, prin felul nostru de a fi, trebuie să fim misionari, de ce nu dă roadă misiunea noastră? Pentru că Domnul Hristos le-a spus apostolilor apoi și ne spune și nouă tuturor: așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să-L preamărească pe Tatăl Cel din Cer. Și întrebarea este, de ce uneori observăm că nu dă roade misiunea noastră? Și ne și explicăm de ce, citind din Sfânta Scriptură un alt loc în care și acolo ne este istorisită chemarea apostolilor. Este vorba de Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetul 5. Domnul Hristos i-a chemat pe cei patru, pe Petru, pe Andrei, pe Iacob și pe Ioan, și zice Luca că era multă lume adunată pe malul Mării Galilei. Și Domnul s-a urcat în una dintre corăbiile celor patru și a propovăduit Evanghelia și mulțimea era entuziasmată și se ruga lui Dumnezeu. După ce și-a încheiat cuvântarea, i-a zis lui Petru: aruncați mrejile în mare și pescuiți. Și cu bună cuvință Petru i-a replicat: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins. Dar la porunca ta vom arunca mrejile. Și-a aruncat mrejile și se rupeau de mulțimea peștilor auziți. Care-i explicația? Prima dată când au pescuit toată noaptea, au pescuit și nu s-au rugat. Au activat și nu s-au rugat. Nu s-au rugat. Dar după ce au participat la rugăciune împreună cu Domnul Iisus Hristos, așa de mare a fost belșugul, de nu mai puteau scoate plasa cu pește afară, vedeți? Rugăciune și muncă. Muncă și rugăciune. Și una și alta nu se poate face abstracție nici de una din ele. Uneori noi suntem tare activi, dar la rugăciune nu mergem. O săptămână întreagă de muncă este binecuvântată prin participarea la Sfânta Liturghie. O zi întreagă de muncă este binecuvântată prin 5 minute de rugăciune dimineața și prin rugăciunea de seară. Așadar, Domnul Hristos, cei ce i-a chemat pe apostolii săi la muncă și la rugăciune, ne cheamă și pe noi la activism și la rugăciune. Ba mai mult,
Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură înfierează-le-ne. În Cartea Pildelor, Înțeleptul Solomon, în capitolul 6, spune un lucru pe care cred că majoritatea dintre dumneavoastră îl știți. Începând cu versetul 6, zice Solomon așa: du-te, leneșule, la furnică și vezi munca ei și prinde minte, ea care n-are nici mai mare peste ea, nici întrumător, nici sfătuitor, își pregătește de cuvară hrana ei și strânge la seceriș mâncare. Sau mergi la albină și vezi cât e de harnică și ce lucrare iscusită săvârșește, munca ei o folosesc spre sănătate și regii și oamenii de rând, ea e iubită și lăudată de toți, deși e slabă în putere, dar e minunată cu iscusință. Rugăciune și muncă. Muncă și rugăciune. Acum, la un moment dat, după ce Sfântul Apostol Pavel a bine vestit în Tesalonic, unii dintre creștinii noi socoteau că va veni foarte repede împărăția lui Dumnezeu și nu mai e nevoie să muncească. Sfântul Pavel a auzit de lucrul acesta și tare s-a supărat, pentru că cei din Tesalonic au căzut în extrema cealaltă, numai rugăciune fără muncă. Și Sfântul Pavel, în a doua epistolă către tesaloniceni, le-a spus un lucru pe care, la urma urmei, ne-l spune nouă tuturor. În a doua epistolă către tesaloniceni, în capitolul 3, versetele de la 10 până la 12, Pavel zice așa: când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci scodind. Unora ca acestora le poruncim și îi rugăm în Domnul Iisus Hristos să muncească în liniște și să-și mănânce pâinea lor. Să muncească în liniște și să-și mănânce pâinea lor. Acum, în viața monahală, cu sute de ani înainte s-a statornicit un dicton pe care îl știți și dumneavoastră: ora et labora, adică roagă-te și muncește. Nici muncă fără rugă, nici rugă fără muncă. Roagă-te și muncește. Unul dintre scriitorii noștri dragi, Virgil Gheorghiu, știți că departe de țară a murit, la Paris, pentru că după al doilea război mondial, de frica comuniștilor, a plecat și, din nefericire, nu s-a mai întors nici măcar în vizită vreodată. A scris o sumedenie de cărți frumoase. El era fiu de preot, fiu de preot sărac. Și printre alte romane pe care le-a scris Virgil Gheorghiu este și acesta: cum am dorit să mă fac sfânt. Fiind vorba de activism și de rugăciune, fiind vorba de sfinții din România, cred că e foarte bine să recitim acest roman. Cum am dorit să ajung sfânt. Micul Virgil, într-o zi, îl întreabă pe tatălui, uitându-se pe calendar: tată, sfinții aceștia, mulți de pe calendar, n-au fost oameni ca și noi. Ba da, dragul tate, au fost oameni ca și noi, dar spre deosebire de noi, au activat și s-au rugat.
Și dacă au făcut așa, au devenit sfinți. Acum sunt pe calendar. De fapt, Dumnezeu în cer are un calendar mare, mare de tot, cu locuri libere pentru fiecare dintre noi. Dar, din nefericire, multe locuri rămân vacante. Pentru că nu ne mai trece acolo, pentru că nu activăm și nu ne rugăm. Așadar, zice micul Virgil, eu pot deveni sfânt. Poți deveni. Mă bucur pentru că toți frații mei au nume de sfinți. Numai eu sunt Virgil. Și în calendarul ortodox nu este un sfânt Virgil. Și atunci, după ce eu voi muri, va fi un sfânt Virgil și toți cei ce își vor sărbători onomastica Virgil și fiind chemați, vor avea o zi a lor onomastică. Acum, învățătura pe care o tragem este ca prin activitate, prin felul de a fi, prin misiunea noastră și prin rugăciunea noastră să ne sfințim viața, aducându-ne aminte de acest lucru în mod deosebit astăzi, când Domnul Hristos îi cheamă la misiune pe cei 12, dar nu numai pe ei, ne cheamă și pe noi și ne zice în Evanghelia, fixată pentru astăzi, pentru Sfinții Români, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să-L preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Prin faptă, prin activitate, prin felul de a fi, toți trebuie să devenim misionari. Mai ales că lumea în care trăim, vedeți, se secularizează. Mulți frați de-ai noștri se îndepărtează de cele sfinte și atunci cine se aducă la realitatea care domnește de 2000 și atâția de ani? Noi să-i aducem. Noi să fim misionari. Misionari cu activismul și cu rugăciunea noastră. Acum știți că tot atunci, în perioada interbelică, în România a trăit și un poet minunat, Vasile Militaru, pentru credința lui, pentru modul lui de a se manifesta, a fost întemnițat și n-a mai ieșit. A murit la Ocnele Mare. Ei, Virgil Gheorghiu, meditând și el la rugăciune și la activism, a scris o poezie intitulată Slavă muncii. Ori de câte ori o citesc, și cred că și frățiile voastre, ori de câte ori o citesc, poezia aceasta îmi merge la ei. Vă citesc. Merită să auzim. Muncă, rugăciune sfântă, sub al cărei tainic har, cine se avântă, cântă. Și se înalță ca mireasma de tămâie într-un altar. Slavă ție pe vecie, Evanghelie curată, din al cărei psalm se gustă fericire adevărată. Muncă binefăcătoare, neamul meu își știe harul, că de viacuri frânt pe glie, sub alean de ciocârlie, cu sudoarea mir pe frunte, ți se închină tot lugarul. Neamul meu cunoaște taina că sub soare, doar prin tine, când cu plânsul însit agenii, nu l-au zdruncinat bejenii, a înțeles și-i bucuria unor zile de mai bine. Și de aceea am revărsat uzorilor de primăvară, când cu plugurile ară, neamul meu, prin brazde negre, lungi și late, scrie ție, im de slavă cu înțelesuri de nespusă măreție. Muncă, fericire vie sau măiastră zeitate, ce descoperi comor într-una, așa-i comor nedezgropate, azi când nu mai vin bejenii peste noi ca în vremuri crunte, dăruiește-ne tot harul ca prin tine neamul meu, cu sudoarea mir pe frunte, sufletul să-și înalțe
până în slăb la Dumnezeu. S-ar putea spune multe alte lucruri despre rugăciune și despre muncă. Toată ziua ne-am trudit și nimic n-am prins, zice Sfântul Petru. N-ați prins nimic pentru că nu v-ați rugat. După ce v-ați rugat, iată cât pește ați prins. Acum noi suntem aici la Feleacu, sigur că și de dragul dumneavoastră, dar și pentru faptul că monumentul acesta minunat a fost refăcut. La momentul potrivit vom afla și cui se datorește toată această trudă de a reface monumentul de pe Feleac, crucea de pe Feleac, crucea Mântuirii, care a fost ridicată atunci când în vremuri crunte a fost cedat Ardealul de Nord și a fost granița aici pe lângă Feleac. Deci am venit și pentru aceasta, pentru a sublinia, a cinsti, a lăuda activismul unor oameni care iubesc neamul acesta, care iubesc valorile lui. Așadar, iubiți frați și surori, astăzi, când Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe primii ucenici la misiune, când ne aducem aminte și de Sfinții neamul nostru, suntem chemați de către Domnul Hristos și noi să fim activi și să fim rugători. Ora et labora. Roagă-te și muncește. Amin. La mulți ani.